Episodul nostru de astăzi ne aduce în atenție un personaj foarte ciudat. Cu un doctorat luat în Germania, eroul nostru a ajuns apoi prieten al Uniunii Sovietice. Român născut în Transilvania la sfârșitul secolului al XIX-lea, acest erou are astăzi o imagine mai bună la Budapesta decât la București. Moșier el însuși, el va ajunge prim-ministru în primul guvern pro-comunist al țării. Așadar, vă propun să intrăm astăzi în misterele vieții și morții celui care a fost Petru Groza. Născut în decembrie 1884 într-un sat din județul Hunedoara, Petru Groza urma să împlinească 61 de ani în momentul în care, la presiunea Moscovei, el devenea prim-ministru al României, în ziua de 6 martie 1945. Bărbat foarte inteligent și plin de farmec pentru cei care îi erau prieteni, Petru Groza a devenit tovarășul de drum cel mai bun al comuniștilor. Deși era un burghez moșier 100%, Petru Groza și-a trădat propria categorie socială și a devenit instrumentul politic perfect al comuniștilor. În cariera politică a lui Petru Groza există câteva momente care au influențat atât viața lui, dar mai ales viața țării. Mai întâi, imediat după anul 1918, s-a născut antipatia reciprocă dintre el și Iuliu Maniu, viitorul lider al țărăniștilor. Deși ambii erau ardeleni, Groza și Maniu erau persoane total diferite. Această antipatie a durat apoi toată viața lor. După ce comuniștii au luat puterea în România, Groza a mai intervenit pentru unii dintre foștii săi cunoscuți. Dar nu există nicio dovadă cum că Groza ar fi ușurat prin ceva ultimii ani ai lui Iuliu Maniu. Dimpotrivă, liderul țărănist a murit în închisoarea de la Sighet în februarie 1953, pe când Petru Groza se afla la apogeul puterii sale politice. Deși e mai puțin cunoscută de românii de azi, adversitatea dintre Iuliu Maniu și Petru Groza a fost una dintre cele mai mari dușmănii politice din istoria noastră contemporană. Al doilea eveniment dubios din viața de prim-ministru al lui Petru Groza este cel întâmplat în luna august a anului 1945. Regele Mihai, care nici el nu-l simpatiza pe Petru Groza, i-a cerut acestuia să-și dea demisia. Dar știind că Moscova și Stalin sunt de partea sa, Groza a refuzat să facă acest lucru. El a rămas în funcție așa cum îi cereau aliații săi comuniști. Petru Groza a fost singurul premier din istoria democratică a țării care a arătat că disprețuiește atât Constituția cât și pe regele țării. În dimineața zilei de 30 decembrie 1947, Petru Groza și Gheorghe Gheorghiu Dej au fost cei doi care l-au determinat pe regele Mihai să abdice și să plece din țară. Petru Groza a fost unul dintre cei mai mari cameleoni ai politicii românești. Scriitorul și criticul George Călinescu spunea că Groza are cel mai cinstit zâmbet din lume. În schimb, ambasadorul britanic la București, Archibald Clark Kerr, spunea că același Groza avea privirea unui boxer care te poate lovi în orice clipă. Nici astăzi nu e foarte clar care dintre aceștia era adevăratul Groza, fostul moșier sau prietenul comuniștilor. Lui Petru Groza îi plăcea să îi se reamintească titlul de doctor. De fapt, formula oficială era doctor Petru Groza. Și aceasta nu pentru că Petru Groza ar fi avut vreo legătură cu medicina, ci pentru că în tinerețe el obținuse un doctorat în drept la Leipzig, în Germania. În schimb, cea care i-a pus capăt vieții a fost totuși o problemă de ordin medical. Spre sfârșitul anilor 50, Petru Groza a început să sufere cumplit de pe urma unui cancer la intestinul gros. Petru Groza a murit în ianuarie 1958, iar la înmormântarea sa a fost prezent și un sobor de preoți. Ca prin minune, o slujbă religioasă s-a auzit în transmisia radio de la fața locului. Morala poveștii noastre este că acesta a fost ultimul paradox din viața unui cameleon. El, care fusese unul dintre cei ce aduseseră ateismul în România, a fost și primul dintre prietenii comuniștilor căruia i s-a făcut o slujbă religioasă oficială. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste.